Evenimentul de prezentare a oportunităților investiționale și de afaceri din Republica Moldova s-a bucurat de un real interes din partea mediului de afaceri clujan. Suntem prezenți prin BCR, deci suntem, practic, compania FICA BCR. Suntem focusați pentru clienți corporate și anume pentru clienți care au colaborări cross-border, cum să numesc, da? Deci parteneri în România și viceversa. Avem produse destinate clienților acestea, avem deja experiență foarte bună de lucru cu clienții străini, nu doar din România, din Germania, cum a fost menționat deja aici. Pot să vă zic că sunt mulțumiți, într-adevăr sunt mulțumiți, s-au găsit aici abordare la care ei sunt deprinși, produse la care ei sunt deprinși. Nu există, într-adevăr, barierul lingvistic pentru că cunoaștem engleză, cunoaștem și germană, vorbim franceză, deci tot ce este necesar, clientul nu simte disconfortul. Noi încercăm să ridicăm nivelul nostru, tindem spre mai bine și sperăm că o să avem și clienți noi, anul care vine și vă îndemnăm să veniți, cel puțin să vedeți Moldova. Acțiunea a avut loc în 17 februarie 2016 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Cluj și a fost dedicată dinamizării relațiilor comerciale și de colaborare între membrii mediilor de afaceri clujan și moldovean și și-a propus facilitarea informării privind climatul investițional moldovean și oportunitățile de afaceri din Republica Moldova. Manifestarea a inclus o sesiune de întrebări și răspunsuri și s-a încheiat cu o prezentare cu degustare de produse vinicole moldovenești de la cramele Cricova. Partenerul oficial al evenimentului a fost Banca Comercială Română.